Teo, îți mulțumim și vă reamintim, doamnelor și domnilor, informația zilei. Este a șasea zi de protest. Protestează fermierii, protestează transportatorii. Încearcă să blocheze intrările în marile orașe. Vorbim de București, Craiova, Iași, Timișoara, dar și Sibiu. Da, așa este și polițiștii încearcă să-i țină totuși departe de intrările pe centurile acestor orașe, tocmai ca să nu se mai creeze blocaje, pentru că ei doresc să facă ce au făcut cei drept și zilele trecute. Am văzut, a fost o întâlnire în această dimineață la guvern, miniștrii au discutat cu premierul despre strategie, spun că vor, da, mai multe acte normative în perioada următoare, dar haideți să discutăm, să vedem ce ar putea să urmeze cu colegul nostru Florin Negruțiu, aici alături de noi. Bună ziua, Florin, și mulțumim tare mult pentru prezență. Bună ziua, te salut, Florin. Ți se pare așa că mergem, nu știu, știi că mai era jocul acela cu pași de furnică și pași de uriaș? Cu care pași cred că ne îndreptăm spre o rezolvare a situației? Eu nu știu dacă se va rezolva ceva. Observ însă un lucru, că țara este guvernată prost, că opoziția oscilează între sanatoriu și balamuc, și că cetățenii fac opoziție pe persoană fizică. Ăsta este un protest al cetățenilor, care deocamdată n-au reușit să se coaguleze într-o mișcare care este bine structurată, cu niște reprezentanți, cu niște lideri, cu niște revendicări, dar este un protest care pornește de la oameni, pornește de la problemele oamenilor, de la problemele unor anumite sectoare din România și ele probabil vor fi continuate în tot anul 2024. Și de ce încep protestele din primele zile ale lui 2024 și de ce cred că vor continua și în săptămânile, lunile viitoare? Pentru că ăsta este anul în care pot obține ceva de la cei de sus. Dacă se închide 2024, se închide și ușa. Că în 2025 nu mai sunt alegeri. Politicienii se văd cu saci în căruță, 4 ani v-am pupat și ne mai întâlnim peste 4 ani, da, la alegeri. Și atunci oamenii înțeleg că asta este o fereastră de oportunitate, vin în marș spre București, asaltează guvernul, ministerele, în ideea că vor obține ceva. Deocamdată nici lor nu cred că le este foarte clar ce cer, pentru că am auzit de niște cereri maximale. Sigur, în orice negociere încep cu niște cereri maximale ca să te întâlnești undeva la mijloc. Dar am auzit de niște lucruri fantasmagorice care, evident, pun guvernul cu spatele la zid și nu se pot realiza. Eliminarea CASS-ului, eliminarea accizelor, motorină gratuită, ca în Venezuela, controle prioritare sau lipsă de controle la vămi. Ei, astea sunt niște lucruri care nu se pot obține, dar probabil din toată această ceată, gloată de oameni, se vor găsi câteva revendicări rezonabile cu care să meargă la guvern și să obțină ceva. Știi pentru ce că este atras un moment în care chiar poți să obții. Știi ce mi-a atras atenția, Florin? Faptul că pe lângă au pornit protestele de la fermieri, de la transportatori, dar am văzut și în București, dar nu numai, și alte categorii sociale care, din solidaritate cu ei, au ieșit să protesteze și printre revendicări, adică nu neapărat revendicări, nemulțumiri, inclusiv de pensii speciale s-a vorbit. Adică cumva e o nemulțumire care iese acum la iveală, vectorul fiind aceste proteste ale fermierilor și transportatorilor. Păi nu e bine în țară, știi? Doar în comunicatele guvernamentale și în conferințele de presă și în comunicarea asta oficială. Pare că în România este bine și este liniște și este stabilitate. Dar nu e bine. Oamenii sunt nemulțumiți de foarte multe lucruri, în special de inechitatea asta crescândă și vizibilă. De ce protestează oamenii? Deschid o paranteză, eu susțin orice fel de protest, mă rog, ideea de protest, câtă vreme asta este o țară liberă, măcar asta să fie libertatea noastră de a protesta și de a spune ce gândim. Închid paranteză. De ce protestează oamenii ăștia? Pentru că au înțeles un lucru, că cu guvernanții aceștia nu merge decât argumentul forței. Cu vorba bună, cu
negocieri structurate, cu o listă de revendicări pe care o să o discutăm la o masă, nu merge, pentru că guvernanții te duc cu vorba. Ei au observat că cei care au proptele politice sau au pile mai multe la stat sau cei care țipă mai tare reușesc să obțină diverse lucruri, pentru că vorbeam de inechitate. Evident că există o inechitate între diverse categorii sociale, între diverse categorii de angajați, între cetățeni. Unii cetățeni sunt mai egal decât alt cetățeni în această țară în care toți ar trebui să fim egali în fața legii. Pentru că unii cetățeni, pentru că fie au țipat mai tare, fie au avut au făcut un lobby mult mai puternic politic, au obținut un statut privilegiat în societate. Care se vede prin ce? Păi în primul rând, prin ce spuneai tu? Prin pensii speciale, prin salarii și bonificații speciale, printr-un statut privilegiat pe care ți-l dă aparatul de stat. Și atunci, oamenii ăștia au zis, dom'le, da, dacă ăștia au obținut, dacă au reușit să obțină, noi de ce să nu încercăm? Poate nu obține motorină gratis ca în Venezuela, dar poate obținem ceva, pentru că ăsta este anul în care guvernanții sunt cu spatele la zid și sunt dispuși să dea. Ei, vezi unde a adus această mentalitate total păguboasă a politicienilor români, populiști, fricoși, care au creat sentimentul că statul dă? Că politicienii dau? Niciodată n-a venit un politician să spună noi dăm atât cât ne permite bugetul. Noi putem da atât cât colectăm la buget. Pentru că n-am descoperit o oală cu galben în spate la Chiselef, în spatele sediului PSD, să dăm la toată lumea. Dar în permanență, și o să-i vedeți și săptămâna asta, cum vin populiști la televizor și spun să se rezolve tot, să se dea oamenilor, că evident, toată lumea trăiește greu. Să se dea, domnule, că avem de unde. Anul ăsta nimeni n-a venit să explice de unde se dau acești bani. Anul ăsta nu o să zică nimeni altceva, asta e clar. Dar vreau să te întreb așa, Florin, pentru că ai vorbit de nemulțumirea din societate, care este cât se poate de reală. Cum se va manifesta la alegeri? Ai vreo idee cum se va transforma? Intuiesc cum se va transforma. Nu vreau să dau predicții. Dar toată această tensiune socială probabil se va deconta la alegeri. Eu sunt aștept cu mare, mare interes prima rundă de alegeri, care probabil ne va oferi o surpriză și o imagine foarte clară a stării națiunii, a felului în care sunt românii. Mulțumim tare mult! Mulțumim! Mulțumesc și eu!